Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei, o nouă etalare de data aceasta pentru ziua de miercuri, 9 noiembrie 2022. Și pentru că au căzut prea multe cărți, nu am cum să le iau pe toate, așadar mai amestec pachetul încă o dată. Să vedem cărțile, dragii mei. Iată că prima carte care vine pentru această zi de miercuri, dragii mei, este Grădina și poarta. Această carte vorbește despre acele locuri în viața noastră care sunt menite să creeze multe lucruri frumoase și, în primul rând, să creeze, să aducă frumusețe în viețile noastre. Și un asemenea loc este, se pare, și această grădină. Așa apare ea în această carte, ca o grădină, dar pentru tine poate fi și un alt loc, poate fi un parc, poate fi o pădure, dacă ești la munte, poate fi orice altceva, orice alt loc în care tu te regăsești și unde îți croiești visele, ca să spunem așa. Se pare că îți îndrepți atenția foarte mult în această zi minunată spre acest loc. Probabil că, iată, este mijlocul săptămânii și tu te simți puțin dezorientat în ceea ce privește activitățile tale zilnice. Probabil că ceva nu merge și atunci vrei să-ți reorientezi atenția spre interiorul tău, spre spiritual, spre natură, spre univers. Vrei să-ți canalizezi energia spre acest univers pentru a-l ruga să intre în viața ta, să-ți aducă binecuvântări și ție, pentru că ai nevoie de așa ceva. Iată, în acest sens apare aici și poarta spre această grădină, care reprezintă intrarea, așadar, intrarea spre această grădină este deschisă. Tu te afli în această grădină și văd că poarta este închisă. Este ca și cum nu-ți mai dorești să mai părăsești această grădină, pentru că totul este feeric acolo și totul se întâmplă parcă așa cum ți-ai dori. Dar numai cât ești acolo. Da, o carte interesantă. Să mai vedem încă una. Iată că a doua carte care vine pentru voi în această zi este Odihnă și rejuvenare, reîntinerire. Da, se pare că, iată, este mijlocul săptămânii, dar tu te preocupi și de alte lucruri, ai timpul necesar să faci aceste lucruri în viața ta. De ce? Pentru că tu consideri că aceste lucruri trebuie făcute, că merită atenție din partea ta. De aceea, poate că îți iei ceva timp și te odihnești mai mult, acorzi timp sau faci, creezi acele întâlniri în viața ta care să-ți creeze o stare de bine, să-ți aducă o stare de bine, să te ajute să te simți mai tânăr, mai tânără, mai plin de forță sau plină de forță, de energie, pentru a reveni apoi în forță în viața ta. În acest sens, este posibil să, dacă ești femeie mai ales, să te duci la un salon de înfrumusețare și să apelezi la serviciile acestui salon pentru întinerirea feței sau pentru întinerirea corpului sau ce știu eu, ce alte modificări vrei să-ți faci. Da, este o carte de bun augur, o carte care vorbește despre noi, despre atenția pe care noi ne acordăm nouă înșine.
De ce este important să ne acordăm și nouă această atenție pentru a nu uita că și noi suntem valoroși și mai ales pentru a recrea acea stimă de sine care în anumite momente poate scădea dramatic. Din cauza diverselor influențe, poate de la locul de muncă sau din viața de zi cu zi și așa mai departe. Oricum este bine că te oprești, iată, un pic din tumultul acțiunilor pe care le desfășurai în mod obișnuit și te odihnești mai mult pentru a-ți reface forțele sau poate faci puțină meditație și această meditație pe care o faci zilnic pentru aceia dintre voi care obișnuiesc să facă este duce la întinerirea corpului și a minții. Da, două cărți interesante, se pare, pentru această zi de miercuri. Să vedem mai departe câteva cărți din partea tarotului. Iată că această carte a ieșit pentru voi, este 10-le de bâte. Această carte aduce în prim plan ideea de greutate, de dificultăți cu care vă confruntați în acest moment. Este posibil ca să fi luat prea mult asupra voastră, asupra umerilor voștri, în momentul în care v-ați înhămat la o anumită treabă, la o anumită muncă, probabil că nu erați conștienți de ceea ce vă așteaptă. Dar acum, în momentul de față, iată că se vede că aveți prea mult de muncă, prea mult de lucru și parcă nu mai dovediți. Nu mai dovediți, pur și simplu. Simțiți și dumneavoastră că aveți nevoie de puțină odihnă, de puțin timp să stați locului, să beți o cafea sau un ceai în tihnă, să vorbiți cu un prieten bun, să vă descătușați energiile. Da, simțiți nevoia să faceți și alte lucruri și alte activități în afară de această muncă istovitoare. Se prea poate de asemenea să aveți, să aveți parte de dificultăți și în viața amoroasă sau dificultăți ce privesc latura aceasta sentimentală. Poate că aveți în jurul vostru persoane care apelează la ajutorul vostru sau apelat la ajutorul vostru și dumneavoastră nu v-ați putut abține și l-ați ajutat sau ați ajutat-o chiar dacă nu ați fi avut neapărat calitatea de a ajuta acea persoană. Ați făcut puțin peste ceea ce puteați face pentru o anumită persoană din viața voastră. Nu neapărat că regretați acum, dar pur și simplu vă simțiți secătuiți de energie. Da, o carte care vorbește despre dificultăți, despre probleme, despre obstacole în viața voastră. Poate că ar fi timpul să mai dați și altora de lângă voi dintre aceste sarcini pe care le aveți de rezolvat, să vă împărțiți aceste sarcini cu cei din jurul vostru. Pentru că în mod sigur se vor găsi dintre aceia care vă vor putea ajuta. Să vedem mai departe altă carte. Iată că această carte vine în etalare, dragii mei, este Împărăteasa din Arcana Majoră. Această carte vorbește despre abundență, despre modul de a te bucura foarte mult de o calitate pe care o ai în prezent. Poate că îți place foarte mult rolul care ți vine în momentul acesta la muncă, la locul de muncă sau în cariera ta, poate ai o afacere proprie, îți place foarte mult ceea ce faci, acest lucru îți aduce foarte multă abundență, te bucuri de abundența ta, te manifesti în această abundență, îți place să o împarți cu ceilalți, îți place să-ți descătușezi forța în această atmosferă abundentă, să-ți faci diverse pofte. De asemenea, această carte vorbește despre ideea de fertilitate.
În acest sens, putem vorbi despre acele femei care și-ar dori foarte mult sau și-au dorit sau își doresc încă să aibă în viața lor un copil, să rămână însărcinate sau să aibă un copil în această perioadă. În acest sens, să știți că este o etapă foarte bună din viața voastră când puteți face acest lucru. Și să mai vedem o carte. Iată că această carte a ieșit pentru voi, este Turnul din Arcana Majoră. Se pare că această carte vă promite multe transformări, o schimbare radicală în viața voastră. Se pare că ceva apare pe neașteptate, o turnură favorabilă sau nefavorabilă, depinde de situația în care vă aflați. Și această turnură va aduce o schimbare și în perspectiva dumneavoastră asupra vieții și asupra oamenilor. Va fi o modificare cu 180 de grade în ceea ce gândiți în momentul de față. O modificare care pur și simplu îi va lăsa cu gura căscată pe cei care vă știau până acum într-un anumit fel. Să vedem mai departe o carte din partea oracolului. Iată că această carte a ieșit pentru voi, dragii mei, vorbește despre uniune sexuală. Onorează locul din celălalt în care voi sunteți un suflet etern, pentru că în acel loc vei găsi adevărata încântare, adevărata fericire. Da, iată cât de interesant ni se propune să privim uniunea dintre noi doi. Așadar, dacă sunteți într-o relație, este foarte important să onorați relația, să onorați relația în sine și să fiți foarte fericiți de modul în care veniți unul în întâmpinarea celuilalt și mai ales de modul în care ajungeți să vă uniți în această relație plină de pasiune. Acestea fiind zise, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!